de socializare, să iasă în oraș și în parcuri, la restaurant cu alți colegi de generații și am văzut lucrurile acestea, sunt găști din ce. Bună seara, sunt Arina Petrovici. De asta. Da, vârste din ce în ce mai mici, iar gasi ca parcuri din ce. România va renunța la cota unică de la 1 ianuarie 2013 și va adopta o cotă de impozitare. Le dau bani? Premierul Victor Ponta. Președintele Greciei face astăzi o nouă încercare de a forma o coaliție de guvern român pentru a evita repetarea alegerilor legislative și intrarea țării într-o gravă criză politică și economică. Cercetătorii chinezi de la Universitatea din Shanghai susțin că au realizat în premieră mondială teleportarea fotonilor la distanța de aproape 100 de kilometri. Și vremea rece și în general instabilă în următorul interval de timp acum. Mercur, presiune atmosferică. Premierul Victor Ponta a declarat astăzi la ProTV că România va renunța la cota unică de la 1 ianuarie 2013 și va adopta o cotă de impozitare în trei trepte. Pentru persoanele cu venituri medii și societățile comerciale se va păstra o cotă de impozitare de 16%, în timp ce pentru cei cu venituri mai mici se va adopta o cotă socială de 12%, respectiv 8%. Premierul a afirmat că tot de anul viitor se va aplica o reducere a cotelor de contribuție la asigurări sociale și un TVA diferențiat pentru produsele agricole. Victor Ponta a spus că TVA-ul pentru produsele agricole va rămâne de 24%, dar producătorul care se va prezenta cu factură va primi înapoi 15%. Aceste măsuri vor fi dublate de sancțiuni mult mai dure pentru evaziunea fiscală estimată în acest domeniu la circa 80-85%. Premierul Victor Ponta l-a acuzat astăzi pe președintele Traian Băsescu